Bună ziua, bună seara, bună dimineața, bine ați venit și revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar, viziune, citire pe foaie. Mă bucur să vă am în continuare alături de mine. Mulțumesc pentru mail-uri, mesaje, susținere și prezență. Mulțumesc noilor abonate. Dacă încă nu v-ați abonat și considerați că rezonați cu stilul meu, vă invit să o faceți, este gratuit, apăsând butonul de abonare și clopoțelul. Am să vă fac astăzi pentru dumneavoastră, doamnelor, următoarele 48 de ore, tot pentru doamne, da? Că la domn am mai ajuns. Am să fac într-un fel și pentru dânsii. Poate mă hotărăsc totuși, da? Și următoarele 48 de ore vom începe cu dama de verde, dama cu ochii verzi sau albaștri. Haideți să vedem pentru următoarele 48 de ore. Un pic cam agitate, dar ia uite ce acte frumoase semnați. Să nu-mi spuneți că săptămâna asta nu semnați acte, că nu vă cred. Oh. Haideți că se hotărăsc lucrurile și la voi, la cele care probabil nu v-au ieșit, nu vi s-au îndeplinit dorințele așa cum ați fi dorit. Fiți atente ce vă spun. În primul rând, semnați niște acte, da? Veți face și o schimbare de casă, vă veți întoarce de la o graniță, ori plecați în străinătate definitiv, ori veniți din străinătate definitiv în România sau în altă țară, nu știu, careva aici vă schimbați cu totul. Da, veți trece un drum de graniță cu mulți, cu bani și cu realizări, sau pur și simplu poate vă cumpărați vreo casă în străinătate, pur și simplu. Veți lua și un examen, altele dintre voi, bineînțeles, am uitat să vă spun că e o etalare generală, colectivă și nu aveți cum rezona toate cu această etalare, însă vreau să luați ceea ce vi se potrivește, este normal, sau ce aveți nevoie. Cele care aveți de luat examene, le luați săptămâna asta. Dacă aveți loc, dacă vreți să vă schimbați locul de muncă, aveți toate șansele, da, să faceți acest lucru. Foarte frumoasă cartea. Iar cele care sunteți deja într-un serviciu stabil, vreau să vă spun că veți fi încoronate. Asta ce înseamnă? Vă mai luați ceva pe umăr dacă sunteți în haină de stat sau pur și simplu veți avansa la locul de muncă. Sănătatea este bine aspectată. Dacă ați fost de asemenea plecate în alt oraș sau în altă țară, pentru sănătatea voastră, să știți că ați reușit. Parcă e și cineva care chiar a făcut și o operație de stomac, pentru că vă văd aici cu intervenție stomacală, dar veți mai slăbi, da? Sau da, e intervenție aici, da? Nu e că țineți o cură de slăbire, dar văd pe cineva care slăbește aici, va slăbi. Iar pe dragoste, în următoarele 48 de ore, nu știu, se întâmplă o minune totuși și sper că o mică minune să se întâmple pentru oricare dintre dumneavoastră. Îmi iese tot un bărbat cu ochii verzi sau albaștri aici, care, nu știu, veți lua o hotărâre de a fi împreună sau de a duce relația la un alt nivel, sau se poate fi și de tobă, dar se mai măsluiesc cărțile, da?
Deci, foarte bine, mai ales dacă sunteți căsătorite, e ca și cum l-ați prins pe Dumnezeu de picior. Nu știu, e o schimbare în casă foarte bună. Parcă careva dintre voi va merge și în străinătate să-și ia o mașină. Foarte frumos, foarte frumoasă cartea. Și ce credeți? Se întoarce cineva de roșu la voi. V-a hotărât să rămână cu voi. Ori e soțul iubitul vostru care a mai a jonglat între două relații între dumneavoastră și o femeie de ghindă, dar de data aceasta ori se întoarce acasă, ori dacă aveți un partener care era și cu dumneavoastră și mai era și cu altă doamnă de ghindă, să știți că va rămâne cu voi. Aveți o carte superbă în următoarele 48 de ore. Nu s-au întâmplat toate fix acum, dar eu vă spun că un pic din detaliile care vi le-am spus, mai ales pe sănătate, drumurile, intervenția, slăbitul și tot așa, totuși cu aceste lucruri jonglați deja din luna octombrie. Da? Foarte frumoasă cartea. Sau vă luați servici, dacă nu aveți, se poate întâmpla și asta. Mai văd aici și o gelozie pe avuția voastră. Văd că sunteți bogate aici. Ia uite, se mai supără lumea că reușiți. Da? Discuții, vorbe proaste, în fine, dar nu contează. Dar nu că le faceți voi, e ca și cum, de fapt, gândește lumea de pe lângă voi. Vă gândește de un pic cu gelozie. Poate stați la numărul 77, la casă, la bloc, nu contează, apartament. Acolo, voi care stați la 77, dacă e cineva, acolo trebuie să aveți un pic de grijă. Pentru că aici aveți o problemă cu un copil, aveți o durere în suflet, asta e singura chestie urâtă care îmi cade. Aveți un copil foarte sensibil sau e copil, totuși nu e partenerul, este un copil aici. Am să pun tot pe această problemă. Da, îngrijiți de un copil, exact ce vă spuneam. Îngrijiți de un copil care este bolnav sau. Dar e ceva care e așa cum este și o duceți așa înainte. Nu are cum să se mai facă bine de tot, de exemplu. Și aici, dacă aveți vreun partener sau aveți copil sau altcineva care e născut pe data de 31, de asemenea, veți avea o mare realizare cu el. Și partener născut pe 18 sau poate voi sunteți pe 18 născute, să știți că vă așteaptă cineva, stă și vă urmărește, nu vă urmărește, vă cântărește, da? Interesantă cartea la Dama de Verde. Drumurile, v-am spus, bine aspectate. Vin și oameni de la drum în casă cu ceva cadouri. Vă mai vin, veți avea un noroc în următoarele 10 luni, să știți, de niște bani străini. Mi-a căzut moneda de argint. Deci asta înseamnă că faceți bani cu străinătatea, deci moneda de argint, uite-te și tu, de două ori banii, da? Banii, drumuri de graniță, afaceri, următoarele 48 de ore, superbe. Haideți să trag și o energie, acum atâta și pe urmă mă opresc pentru că e prea frumoasă cartea și nu vreau să strig. Veți auzi și de o nuntă între timp, să știți că. Așa, și parcă mai vin niște certuri pe un botez la altele dintre voi, ca și cum se naște copilul acum și cineva dorește să-l boteze repede și vor fi discuții, dar eu zic că nu o să se întâmple până la urmă acest lucru. Sunteți indecizi,
indeciși un pic pentru că sunteți îndoiți pentru o schimbare, nu știți dacă să o luați în stânga sau în dreapta, eu nu prea am cum să vă spun în ce direcție să o luați, pentru că nu vă știu direcțiile, dar sunteți indeciși în orice caz. Dacă aveți de schimbat ceva, schimbați, pentru că o să aveți mare, mare noroc, da? Și multă natură în următoarea perioadă, vă trebuie multă natură, nu aveți unde să ieșiți că plouă, dar cel puțin cumpărați-vă o plantă sau poate v-ați cumpărat chiar o plantă. Bun. Haideți să vedem mai departe. Dama de tobă, următoarele 48 de ore și Atena cu ochii căprui, cu pielea albă, rotundă la față, plinuță sau bine făcută. Următoarele 48 de ore. Aveți chef de ducă, dar nu plecați, știi? Vrei să pleci, dar nu ai bani de plecat, că banii ai, ia uite, au căzut aici, da. Ia uite, pe curând, schimbare pe partea material, acolo unde ai fost blocată, să știi că vin bani sau vei avea o perioadă bună. Dacă ai, nu știu, afaceri, îți vin bani, vei avea vânzări, vei avea clientele, vei avea orice ai, dar îți vin bani și totuși pe un blocaj care l-ai de un an de zile, îți vin bani dintr-o schimbare, dintr-o mutare, dintr-o afacere. Deci, ai noroc săptămâna asta, s-ar putea să schimbi și o casă peste 2 luni de zile sau în luna februarie cel mai târziu. Te dorește unul de roșu, e nebun după tine, deși nu mai știu cine s-a de roșu, ce să vă zic, că la unele dintre voi cred că este prezent, la altele poate fi și un fost care vă vrea înapoi, una peste alta, totuși la majoritatea dintre voi există 2 foști care vă gândesc casa, așternutul sau sunt curioși și nu știu cu cine sunteți. În orice caz, dacă sunteți căsătorite și în relații serioase, lucrurile merg bine chiar și cu copiii și în familie în următoarea perioadă, veți rezolva contra unei sume de bani cu o femeie de stat ceva. Dar veți da bani, dar nu vă pare rău, nu o să vă pare rău. Vă ies niște acte, veți lua bani și de la stat, veți face și dragoste în următoarea perioadă. Este cartea superbă. Acum când sunteți absolut total singură, nici dacă vreți, nu veți rămâne singure, iar dacă ați avut probleme de sănătate, să știți că sunteți bine. Cele care nu aveți servici aici, un pic mai aveți o întârziere de un punct, de o lună maxim, sau trecerea anului, poate fi și în ianuarie, punctul ăsta, pentru servici, dar aveți o săptămână superbă, veți avea bucurii. Unele dintre voi ar trebui să mai învățați ceva, aveți un blocaj pe... ori sunteți un pic naive unele dintre voi, nu prea ați învățat să... așa mă arată cartea, eu nu, Doamne ferește, nu... Da, un pic de naivitate aici și din cauza asta poate câteodată sunteți blocate și îndoite pe dragoste, pentru că aveți tendința să credeți orice sau pe oricine doar ca să fie bine. Uită-te și tu, vei intra într-o relație sau te vei căsători la un moment dat. Da? Ești îndoită de această relație, dar ea va fi, da? O relație serioasă. Și da, poate trebuia să te căsătorești în trecut și ești foarte îndoită sau n-ai știut toate secretele și cu muntele ăsta aici am spus că nu ai avut blocaj și hai să vedem, bun, tot te gândești dacă va mai fi ceva acolo unde trebuia să te măriți. Uite, este totuși pe destin, omul ăsta se întoarce, dacă a trebuit să te căsătorești anul ăsta și n-ai mai făcut-o, ăsta se întoarce.
tu te întorci la el, el se întoarce la tine, nu știu, dar este de la Doamne, Doamne, este pe karmă, trebuie să vă mai plătiți niște chestii. Actele astea superbe, noroc pe acte, foarte frumos, vreau să mă interesează așternutul. Aoleu, e cu trăsnete, da. Cred că ar trebui să fiți unele dintre voi, măcar care aveți sos, să fiți mai drăguțe, ca să n-aveți, să n-aveți probleme. Totuși ați avut discuții cu cineva în trecut și pe tema asta, dar vă, până la urmă e totul bine când se termină cu bine, nu? Sau cum e vorba aceea, v-a căzut ancora, da, veți avea o realizare cu un bărbat de roșu și cu unul de verde. Bine, nu cu amândoi, fiecare cu fiecare dintre dumneavoastră vă alegeți ce vreți, în orice caz nu scăpați anul acesta, vă spun 100%. Nu scăpați. Deci astea 48 de ore veți fi uimite, veți primi ceva vești care vă vor lăsa mască. Hai să vedem vești ce vă mai transmite și îngerii. Indigo vă spune explorează, da? Nu știu, învață, documentează, te vezi exact ce îți spuneam aici cu cartea asta, da? Ceva n-ai știut foarte bine, vei mai afla lucruri. Vei mai afla lucruri, dar sau secrete. Hai să vedem și aici. O energie pentru următoarele zile, răbdare. Fii serenă, da? Ai răbdare, mergi cu pași mici, acceptă situațiile care vin, pentru că vei avea o bucurie extraordinară, ți se schimbă viața până în luna ianuarie, se schimbă ceva foarte, ceva în bine. Și poți fi aici cu litera M, N, litera C și litera V. Și vreau să-mi spuneți de acum, din momentul în care veți auzi acest videoclip, să-mi spuneți fix în 14 zile care e bucuria voastră. Vă rog frumos să nu uitați, în 14 zile notați-vă. Și ce se întâmplă în 14 zile. Sau pe data de 14, dar astăzi nu știu. Azi nu suntem în 14, dar sau pe 14. Ah, ok. Da, pe data de 14. Bun, dama de ghinde, următoarele 48 de ore, bruneta cu ochii negri și cu pielea măslinie. Următoarele 48 de ore pentru dama de ghinde. O veste cu bucurie. Să dea Dumnezeu să fie la toate așa, vreau să spun că v-a căzut cartea, eu nu mai țin minte ce a ieșit pentru săptămâna asta, aceasta în care suntem. Însă vreau să spun că până acum la dame au ieșit superbe cărțile. Ia uite, dama de ghindă între drumuri. Vei face la drumuri de graniță în următorul an și tu vei rămâne uimită și în alt oraș. Tu ai casă și în alt oraș sau vei avea. Spun 100%. Bineînțeles, nu toată lumea, că etalare, dar nu e privat. Ia uite, bucurie și realizare. Săptămâna asta hotărăști ceva cu soțul tău, cu iubitul tău, cu partenerul tău. Vei face drumuri, plecați în vacanță, nu știu ce faceți sau vă întoarceți de undeva, dar nu contează, e cartea perfectă. Ai fost la o terapie sau ceva... ești mai bine din punct de vedere mental și cu depresia stai foarte bine acolo unde ai avut-o, deci există aici cineva care a avut o problemă de acest gen, stai bine cu depresia de data asta, te-ai mai liniștit,
Adevărul e că de vreo, nu știu să zic așa, de vreo 3 săptămâni au început și lucrurile la tine un pic să se miște și atunci te-ai mai și liniștit. Pentru servici, dacă nu aveți muncă, mai durează un punct sau trecerea anului ca să vă angajați, dar în orice caz schimbări în casă sunt, vă vin copiii de la drum, nu știu eu, bucurii aici, aveți și tot nepot, nepoată sau copil care se mărită, se însoară sau pur și simplu își cumpără casă, se mută în altă parte, are schimbări foarte frumoase cartea și la voi, la Dama de Ghindă, măcar dacă n-aveți voi direct realizări, cel puțin au copiii voștri, da? Iată că puteți face acolo unde este cazul copii, să știți că veți rămâne și însărcinate. Cineva dintre voi acum lucrează la bancă sau se angajează într-o bancă sau lucrați într-o bancă, o să vă mute sediu sau te muți tu în alt sediu. E mișto cartea, iar cele care aveți totuși ca și prieteni, iubiți, pe o energie mai tânără decât voi, un pic, cel puțin cu o zi, aici încă el mai are de ales. În următoarele zile va fi împărțit în două, nu știe ce să facă. Dar mie îmi place cartea. Hai să văd drumurile de graniță. Ia uite, cu noroc și cu bucurie, dacă trebuie să schimbați ceva, să o faceți pentru că veți avea realizare. Ia uite, și sănătatea și dragostea și realizări pe sănătate. Eu v-am spus că veniți, ați fost la doctor, veniți, ați fost. Deci voi când o să auziți videoclipul acesta, voi deja veniți de la doctor sau de undeva. Veștile sunt bune în orice caz. Veți semna și un act cu un prieten foarte bun din casă, dar asta e soțul, prietenul tău, iubitul tău, pentru că e un om bun. Și cele care sunteți, încă nu sunteți căsătorite sau în relații serioase, vedeți că nu o să știți ce să alegeți, sunteți un pic geloase sau veți fi în următoarea, perioadă. Dar bucurie, cele care sunteți în străinătate, la muncă, veți, nu știu, o să țină Doamne, Doamne cu voi, pentru că vă vine aici cu o reușită, cu o prelungire. Mă scuzați, trebuie să o fac pe Ștefanie, mă scuzați. Gata, deci iar o bate Luca, iar Carlos, iar toți sunt pe ea. Deci, cele care sunteți în străinătate la muncă și faceți drumuri, să știți că vi se prelungește un contract sau vă găsiți un alt loc de muncă. Foarte frumoasă cartea, v-am spus. Haideți să vedem și o energie pentru zilele acestea. Ia să vedem. Aoleu, mai moșteniți și ceva. Plecați la drum și faceți acte să vă recuperați ceva. Orică vă vin bani de la pensie din străinătate, că e foarte multă graniță aici în următoarea perioadă. La unele dintre voi, probabil, nu știu ce faceți, dar ori aveți de luat ceva din urmă de la locul de muncă, ori din familie, ori din neam, dar 100% acolo unde credeți că puteți primi, să știți, chiar veți primi, pentru că îmi cad moșteniri, cât de mici, dar cad, da? Să știți și voi, da? Deci aveți noroc, ori recuperați banii de pensie din străinătate, ori, nu știu, faceți ceva. Arhanghelul Mihail, v-ați rugat mult la el sau vă rugați, în următoarea perioadă veți avea noroc cu el, deci roagă-te sau mulțumește, nu întotdeauna să ceri, trebuie să mai și mulțumim și da, dorințele ți se vor îndeplini. Și urmează Dama de Roșu, urmează Dama de Roșu, de la brunetă la
blondă, ochii căprui, pielea normală, da, dama de roșu. Hai să vedem următoarele 48 de ore. Dama de roșu, te întâlnești cu bărbatul de ghindă sau te sună? Mai sună, mai dă veșting. Nu e hotărât să te lase, să te ia. Ai grijă mare cu un copil, uite-te și tu. Ai un copil cu probleme, cu un viciu. Un viciu, dar e ceva mai răuț. Dama de roșu. Bun. Deci singura problemă care o văd aici și am să continui să vorbesc despre ea, sunt viciile sau bala unui copil, vrei schimbare, dar nu prea, ba e un pic mai bine, ba tot rău este, din păcate, da? Sănătatea ta începe să se îmbunătățească sau cel puțin reușești să mergi, nu știu, la o clinică, să-ți faci recuperări, să te internezi în spital, dar e ceva cu, foarte frumos aici, pe bucurie, pe sănătate, deci clar că lucrurile încep să se îndrepte, în afară de asta, acolo unde există o fată și ai o fată. Sau o nepoată, să știi că te ceri cu ea, o să-ți vorbesc cam urât zilele astea, dar în rest cartea foarte frumoasă, pardon, îți rezolvi în sfârșit problema de sănătate într-un fel sau altul. La dragoste, da. Dacă ai bărbat cu ochii verzi sau albaștri sau bărbat de tobă, îți va fi bine în următoarea perioadă. Pe cel de tobă s-ar putea careva dintre voi nici să nu-l cunoască, să-l cunoască în viitor. Dar aici, dacă aveți bărbat de roșu și bărbat de verde, bărbat de roșu tot ca voi și un bărbat de aia verde, să știți că lucrurile sunt bune în zilele următoare. Mă interesează aici copilul acesta. Exact, ia uite ce spuneam, și-a căzut boala, da? Deci e ceva de care, din păcate, nu prea scapă sau nu puteți. Cu toate darurile care le-ați făcut și toată energia care ați pus-o acolo. Haideți să vedem în continuare. Uite, un bărbat de roșu se gândește la tine. E cineva din trecut, da, pentru că v-ați despărțit, sunteți despărțiți, dar o să-ți dea veste, da, sau tu lui, da, în orice caz. El stă pe gânduri să-ți dea veste, că-i dai, că-ți dă, dar până la urmă totuși vei mai vorbi cu el. Bărbatul de verde va lua o hotărâre cu bucurie pentru va lua o vezi, nu, el vrea bucurii cu tine, te gândește, e șmecher, ai grijă la el, da, ai grijă la el, dar în schimb tu vei lua hotărâri în relația cu el, da. E cam șmecheraș ăsta de verde și se gândește mult la banii tăi. Se pare că ești o femeie cu bani sau careva dintre voi, bineînțeles, că va avea vreo situație bună. Situație bună materială și uite că se gândește la banii tăi. Ai grijă cu cel cu ochii verzi sau albaștri. Ștefania, lasă perdeaua. Ia uite, vei afla secrete, vei afla secrete, niște secrete, săptămâna asta, despre ce? Despre un suflet geamăn sau un suflet pereche, da? Vei afla niște secrete despre partenerul tău, care este la drum și vine, ce crezi? Poate nu vine mâine, da? Vine într-un punct. Foarte mișto carte și asta, doar cu copilul acolo care, știi, vă știți, cu probleme un pic dificil acolo. Haideți să vedem și o energie generală pentru zilele următoare. Hai că ieși din casă,
Hai să ai sănătate, realizare pe sănătate, uite. Cu multe sacrificii, dar te vei face bine. Orică trebuie să dai bani, orică trebuie să muncești mult la fizicul tău. Dar verdele ți-aduce noroc. N-ai cum acum, că plouă, n-ai cum să... Dar nu știu, ia-ți niște flori. Ia-ți ceva acasă, că îți vor aduce, ai nevoie de natură. Vei întoarce spatele la ceva tu și vei avea bogăție în față. Bogăția asta nu înseamnă bani aici neapărat. E ca și cum scapi de o problemă. Scapi de o problemă de sănătate și ții bogăția în față, sănătatea. Scapi de un partener și vei fi mult mai bine, mai liniștită. Scapi de ceva, dar foarte... Cu multe sacrificii, ai făcut multe sacrificii să ajungi unde ești, dar reușești, ai reușit. Ștefania, Doamne ferește, mă omor asta. Haideți să mai scut, să vă scut și un sfat din partea Îngerilor Indigo. Foarte frumoasă cartea. Își revine Dama de Roșu. Își revine Dama de Roșu. Să vedem ce vă spun îngerii, ce vă transmit. Acceptare. Acceptați-vă așa cum sunteți, acceptați despărțirea, acceptați relația, acceptați orice, dar acolo unde s-au întâmplat lucrurile trebuie să fiți degajate. Vă iubesc, vă îmbrățișez, mulțumesc pentru prezență, să fiți bine, ne auzim la următorul videoclip, la revedere!